Își riscă viața pentru a salva alte vieți. Sunt oamenii neînfricați care luptă cu flăcările, cu forțele naturii, totul pentru a-și onora profesia. Pompierii alomițeni au ajuns la ora bilanțului. Anul 2015 a constat în noi provocări și mii de misiuni de salvare. Serviciile profesioniste pentru situații de urgență au fost alertate la peste 7.000 de situații de urgență, în medie 15 pe zi. Față de anul 2014, numărul situațiilor de urgență a crescut cu 27%. Ponderea cea mai mare au avut-o intervențiile pentru asistența medicală de urgență, asistate de zmurd, urmate de asistența persoanelor și misiunile de stingere a incendiilor. În prezența personalului, autorităților județene și altor instituții partenere, inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru situații de urgență, Barbuca Targiu, al județului Ialomița, a prezentat câteva date din raportul de evaluare a activității pe anul 2015. Comparativ cu anul 2014, s-a constatat o creștere a numărului situațiilor de urgență cu 27%, cu 14% a incendiilor, 105% a descarcerărilor și 28% a situațiilor în care a fost acordat asistent prim ajutor calificat. Se constată că numărul incendiilor la gospodăriile și proprietățile populației au fost de 161, realizându-se o creștere cu 14% și reprezintă 74% din totalul incendiilor. Echipajele de prim ajutor ale Serviciului Mobil de Urgență de Animale și Descarcerare a fost solicitat să intervină în perioada analizată la 6.122 de cazuri de urgență, din care 5.782 cazuri de ajutor medical de urgență, 29 asistență persoane, 78 cazuri de descarcerare și prim ajutor, 156 deplasări fără intervenție, 27 părți din drum, 50 alarme false. În toate situațiile se constată o creștere a numărului de intervenții și a numărului de solicitări. Autoritățile județene implicate de asemenea în gestionarea situațiilor de urgență și asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea activității Inspectoratului Județean pentru situații de urgență Barbuca Targiu al județului Ialomița au apreciat viteza de reacție rapidă a pompierilor la toate solicitările venite din partea populației. Mă bucur că sunt astăzi în fața dumneavoastră să pot să desprind și eu aprecierile și recunoștința pentru modul în care domnul comandant a gestionat situația la nivel județean pe parcursul anului 2015, lucru pe care nu l-aș fi făcut, bineînțeles, fără participarea fiecare dintre cei prezenți aici și cei alți angajați pe care istul Ialomița îi are. Sunteți adevărați cavalerii focului. Fiecare intervenție pe care o aveți este multă emoție, adrenalină și risc pe care oamenii nu-l cunosc. Acest lucru ar trebui, eu știu, mai intens mediatizat, pentru că în felul acesta responsabilizăm și cetățeanul să avem mai multă grijă pentru situațiile pe care le generează, în urma cărora dumneavoastră angajați inspectoratului pentru situații de urgență sunteți nevoiți să interveniți. Am colaborat foarte bine, nu am avut niciun fel de probleme de intervenții. Anul 2015 trebuie să recunoaștem și zic eu, chiar și începutul 2016, nu ne-a creat mari probleme, au fost fenomene meteo, am avut un an relativ liniștit. Asta nu înseamnă că nu a trebuit să ne facem treaba în toate domeniile de activitate și în toate situațiile, în general, cauzate de fenomenele meteo. Mulțumesc și eu în calitatea de președinte al Comitetului Județean pentru situații de urgență, Consiliului Județean pentru eforturile pe care le-a avut în dotarea inspectoratului și cu autofreza și cu celelalte mașini, dar și ministerului, pentru că chiar mobilitatea este un factor decisiv în activitatea dumneavoastră și trebuie să fie multe mașini la dispoziție și pune. Alături de pompierii ialomițeni s-au aflat și reprezentanții instituțiilor cu care aceștia colaborează în prevenirea situațiilor de urgență și salvarea de vieți omenești. Intervențiile echipajelor Serviciului Județean de Ambulanță s-au întâlnit mereu în drumul lor cu echipajele de la ISU. Pe această cale grea a salvării de vieți omenești, dificilă, dar frumoasă, ne-am întâlnit și am lucrat împreună. Am găsit mereu acolo profesioniști și dovada stă în salvarea de vieți omenești. Cel mai important lucru este
faptul că oamenii au înțeles rolul nostru și ne-au sprijinit și avem din ce în ce mai multe rezultate pozitive. În bilanțurile pe care le-am, la care am participat împreună cu dumneavoastră, se vede o evoluție atât a multitudinii de situații de urgență la care participați, a calității actului de intervenție. Asta se reflectă, bineînțeles, în profesionalismul dumneavoastră ca participanți la aceste intervenții, în tehnica și echipamentele pe care le utilizați. Sunteți una dintre instituțiile cu care Inspectoratul Școlar Județean Ialomița și implicit toate unitățile de învățământ din județ colaborează cel mai mult. Cu dumneavoastră am organizat atâtea acțiuni de prevenire, de consiliere, de orientare foarte utile și de fiecare dată ați răspuns foarte prompt solicitărilor noastre. Vreau să vă felicit pentru activitatea din anul 2015 și să vă urez succese pentru 2016. Ce pot să adaug la ce s-a prezentat până acum este că s-au făcut îmbunătățiri pe partea de dispecerizare, atât cu personal cât și cu aparatură, prin program cu Banca Mondială, împreună cu colegii de la STS și colegii de la ISU. Partea de dispecerizare pe anul viitor se va îmbunătăți. Pentru anul 2016, conducerea ISU Ialomița și-a propus să continue activitățile de informare și educație preventivă a populației și cooperarea cu instituțiile locale pentru prevenirea situațiilor de urgență. Formarea și respectarea unui management adecvat al situațiilor de urgență produse, asigurarea participării în mai mare măsură a personalului cu responsabilități de la nivel local la cursurile organizate în centrele de pregătire, promovarea voluntariatului pentru îmbunătățirea încadrării serviciilor voluntare pentru situații de urgență, actualizarea permanentă a paginii web a inspectoratului cu materiale de informare, intensificarea eforturilor pentru asigurarea unui grad de prezență crescut la cursurile organizate la Centrul Național de pregătire în managementul situațiilor de urgență, conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor și operatorilor economici, respectiv autorităților publice locale, cu privire la beneficiile încadrării și asigurării unei pregătiri adecvate pentru personalul de specialitate. Potrivit unor studii efectuate de organizații profesionale, pompierii reprezintă gradul profesional care se bucură de cel mai mare nivel de încredere din partea populației din România.